Leți făcute în direct cu voi. Sunt fragede, fragede. Acum le voi scoate pe acestea de la, vedeți? De la cuptor și le vom pune pe celelalte. Ne uitați cât sunt de fragede. Așa arată. Dacă știi ce bune sunt. Așa. Să știți că sunt bune, bune. Uitați-le. Sunt fragede, fragede. Dacă ați ști, sunt moi, moi, moi. 250 de unt. Două ouă vom avea nevoie. Zahăr sau miere de albine, circa 200-250 de grame. Eu voi pune două linguri cu vârf, pentru că punem și ciocolată, le puteți da și prin zahăr pudră dacă doriți. Apoi vom avea nevoie de un praf de sare, 18 grame, 16 grame de praf de copt, făină, i-am să pun făină de năut, circa 200 de grame și completăm cu făină albă. Aici am 100 de grame de biluțe de ciocolată și le vom pune și pe acestea. Și acum voi pune în bolul meu untul. Cu făina de năut și o voi pune pe toată. Voi pune și prăpușorul de sare peste. Și voi amesteca totul. Deci untul lui este de la frigider, este tare. Deci vom strânge făina cu untul. Așa. Până vom obține consistența unui nisip. Așa. Și strângem. Deci voi adăuga făină doar dacă este nevoie. Strângem așa făina cu untul. Încet, încet, cu răbdare. Totul se face cu răbdare, nu vă grăbiți. Astăzi vom da și la frigider puțin să se odihnească aluatul și după aceea vom face fursecurile. Așa. Ia, uitați, este aproape gata. Vedeți ca un nisip așa iese. Ia uitați-l. Așa. Și îl voi lăsa așa. Și acum am să pun aceste două ouă. Voi pune și două linguri de miere. Okay.
Vă mulțumesc foarte mult că ați intrat astăzi cu mine în direct. Așa. Și vom pune, am spus, două linguri de miere. Și amestecăm. Voi adăuga și praful de copt. Și amestecăm. Așa. Ia să vedem. Consistența este bună, deci doar dacă este nevoie adăugăm făină. Așa, acum voi adăuga și aceste picături de ciocolată. Aici am coajă de portocală și de lămâie pusă la frigider cu puțin zahăr. Vedeți? Și voi lua și voi pune aici o lingură, două, ca să dăm aromă la aceste fursecuri. Așa. Și acum nu ne rămâne decât să amestecăm totul. Deci dacă nu dorim să adăugăm făină, putem lăsa pur și simplu așa și vom pune cu lingura în tava noastră. Ia să și vă arăt, am să deschid și cuptorul. Aici am o tavă unde voi pune hârtie de copt. Și voi deschide 170 de grade și sus și jos. Așa, și după ce am amestecat bine aceste ingrediente, am să mai amestec puțin ca să fie totul amestecat bine. Le vom pune în tavă. Și le puteți pune și cu o lingură sau cu
această formă de înghețată, dacă doriți. Acum o să punem cu o lingură. Luăm lingura noastră, o puteți și umezi puțin, dacă doriți. Așa. Și punem așa beluțe. Vedeți? Aici. Mai mari sau mai mici. Acum le vom da forma, puțin așa să le uniformizăm așa puțin și așa, și acum cu puțin, cu mâinile puțin umezite. I-am umezit așa puțin mânuțele. Le voi da așa o formă și am să le și apăs așa puțin. Vedeți? Și le voi lăsa așa. 170 de grade, vedem circa 15 minute și între timp noi facem, le facem cu celelalte. Așa. Le puteți umezi și face și în mânuțe dacă doriți. Vedeți, mi-am umezit mânuțele și dacă doriți le puteți face și așa. Le dați forma cu mâna și le așezați aici, să spunem. Da? Mă uit la cuptor, cred că sunt gata. Imediat le scot să vi le arăt. Așa. Ia uitați. Ia uitați-le. Vedeți cum au crescut? Sunt moi. Ia uitați-le. Ia să văd să iau pe palestică. Ia uitați. Vedeți cum arată? Ia să încerc să o și rup. Vedeți? Făcute în direct cu voi. Sunt fragede. Acum le voi scoate pe acestea de la, vedeți? De la cuptor și le vom pune pe celelalte. Ne uitați cât sunt de fragede. Așa arată. Dacă știi ce bune sunt. Să știți că sunt bune. Uitați-le. Sunt fragede. Dacă și sunt moi. Așa. O să le vedem. Când se răcesc. Acestea sunt fursecurile de astăzi. Eu vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături. Vă mulțumesc pentru aprecieri. Vă pup dulce și ne vedem în altă zi cu alte rețete în direct. Multă sănătate și numai bine. La revedere!